Nu face niciodată asta când îți cureți markerele. Nu băga markerul în apă, este suficient să scoți vârful și să-l cureți în apă călduță. Dacă vârful markerului tău arată așa și nici nu mai dă randament, nu îl peria sau șterge pentru că îi vei face mai rău, doar scoate-l, pune-l în apă călduță 2-3 minute, după care tamponează-l ușor cu un șervețel pentru a scoate surplusul de vopsea și testează-l din nou. Sper că v-am ajutat și dacă mai aveți nevoie de alte sfaturi, nu ezitați să-mi spuneți. Siabus!